așteptat 12 ani acest moment. 7, 8, cât de cât timp fac stand-up. Vă mulțumesc foarte mult. Mare parte juriului, Dan Badea, Teo, cine era acolo, Vio, vă mulțumesc foarte mult. Eu să intru direct în subiect. Am luat acum ceva timp vărsat de vânt de la copiii mei, dacă vă vine să credeți așa ceva. Băieții mei au venit cu vărsat de vânt în casa mea. Da? Deci, în primul rând, vreau să le dau o educație cum trebuie. Vreau să îi cresc sănătos, cu mâncare sănătoasă. Le pun un acoperiș deasupra capului. Și ei ce fac, mă? Vin cu vărsat de vânt în casă la mine. Au luat de la nu știu ce fufă de la grădiniță. S-au jucat acolo cu ceva de lemn în casa noastră, în care vrem să păstrăm tot mediul sănătos. Și nu asta m-a durut cel mai tare, ci faptul că mama nu mi-a spus când am făcut vărsat de vânt. Eu am avut multe dialoguri cu ea la telefon în care o întrebam. Am făcut vărsat de vânt? Ai făcut toate bolile copilăriei! Îmi țipa ea din Bacău oriunde aș fi fost. Și eram sigur pe mine. De-aia când au făcut băieții vărsat de vânt, am și ars-o arogant cu boala lor. Dacă nu i-am luat și m-am frecat cu bubițele lor pe mine, na, ce să-mi faci vărsat de vânt? Mai făceam mișto de ei. Mai veneam acasă, s-au tăie buboșii. Imitând un influencer de succes din România. După aia, într-o zi, mă dau jos din pat, dau hainele astea jos de pe mine, văd niște bubițe care par de vărsat de vânt. Soția mea se uită, Costele, astea sunt bubițe de vărsat de vânt. Sună pe mama ta și întreabă dacă sigur ai făcut vărsat de vânt. Zic, termină cu prostile că nu te suportă nimeni. Zic, Costele, lasă gluma proastă și sună pe mama ta. Zic, mă, termină cu prostiile, nu înțelegi că am făcut toate bolile copilăriei? De la mama citire. Asta e toxinfecție alimentară. Am venit băut aseară, am mâncat zacusca cu tot cu mucegai. Ce, numai brânza s-o mănânci cu mucegai? Am uns pe pâine, faptul că n-am vomitat, iată rezultatul. Știi de la ce este? Când am cumpărat frigiderul, că l-am luat cu un pic de brânză învăluit într-un puf cenușii cu fluture deasupra, am mâncat fluturile aseară. Asta s-a întâmplat. Mi s-a făcut poftă de fluture. Simțeam nevoia de fluturi în stomac. Înțelegi undeva? Costele, sună pe mama ta și întreabă dacă sigur ai făcut vărsat de vânt, că astea sunt bubițe de... Bine, mă, o sun! Iau telefonul mobil care era fix pe masă. Formez numărul lui mama. 0. 7. Ar fi culmea să vă dau tot numărul. Bă, mama, eu sigur am făcut vărsat de vânt, că am pe mine niște bubițe care par de vărsat de vânt. A, vărsat de vânt, nu! Prima oară când îmi spune treaba asta, la 37 de ani. De ce nu mi-ai spus că n-am făcut vărsat de vânt, că mă feream? E un secret de familie, ai așteptat să mă maturizez? L-ai înșelat pe tata cu vărsat de vânt? Asta... Sunt copil din flori de vărsat de vânt, sunt vărsățel de vânt, asta încerc să spun. Asta a fost foarte dureros, mi-am dat seama în acel moment. Bă, s-a clătinat un pic instituția mamei. Mi s-a clătinat statuia mamei. Ce reprezintă în mine, în mintea mea? Mama s-a clătinat. În momentul în care... A, vărsat de vânt, nu! Nu mai fac dacă nu râdeți. E ok să zic. Ok, am simțit. Eu știu când sunt penibil. Nu mai fac. Mai vă o dată, Costele. Nu mai fac. Du-te până la pământ. Nu mai fac. Era mișto. N-ați avut încredere. V-am simțit. N-ați avut. Nu mai fac eu acum. Sunt rănit. Pare rău că n-ați vrut. Era fain. Era performanță. Cădeam, cădeam, spărgeam. Ieșeau artificiile. Stop artificii. Să nu mai dați drumul la artificii. Mai vreau artificii. Urât! Eu asta credeam despre mama în general, că știu tot despre copiilor. Eu eram convins că maică mi-a știut când m-am masturbat prima oară. Nu m-a prins că m-am ascuns foarte bine, dar a știut. A simțit! Eu eram în dormitor la mine, mă uitam la Basic Instinct, Sharon Stone, Michael Douglas. Scene fierbinți. Și care și la Sharon Stone, nu la Michael Douglas. Așa. Eu încercam să le elimin pe Ernest din casa Big Brother, dacă înțelegeți ce vreau. Maica mea făcea zacuscă, ceea ce înseamnă că făcea zacuscă. Nu. Ce m-a stăpat și ea. N-ați înțeles? N-ați înțeles? Eu încercam... Ba da, prea multe. Păcate, da. Mama făcea zacuscă. Eu doar îl eliminam pe Ernest din casa Big Brother. Mai ieșeam din când în când din cameră pentru că eram stresat, transpirat, să nu fiu prins. Oribil să fii prins. Mai ieșeam așa din dormitor, deschideam ușa. M-a strigat cineva?
ușor transpirat, cu o față panicată și... Să nu intrați în cameră, că sunt bolnav. Și închideam ușa, blocam cu un ciorap. Maica mi-a făcea să acuz că la un moment dat o luase transpirațiile și pe ea. Măi, dar ce m-a luat așa transpirații? Că nu știu, dar... Măi, avea tensiune, dar ce s-a întâmplat? Voi fi de la faptul că fac de 6 ore zacuscă, mai trebuie să deschid geamul, ce s-a întâmplat oare? A, cred că se masturbează la micu, cred că asta s-a întâmplat. A așteptat să termin, a venit în cameră, s-a uitat la mine, m-a mângâiat pe păr, m-a învelit, mi-a șoptit la urechi, stai liniștit, o să mai fie. Nu e ultima, crede-mă. A plecat mai devreme la serviciu să mă lase să mă desfășor. Dar chiar și așa, m-a supărat foarte tare. Chiar am crezut că ea știe. Cum să nu știi, mă? Cum să nu știi? Când am făcut vărsat de vânt. Bubițele au fost foarte dureroase. Îți vine să te scarpe. Nu mai știam ce să fac. În casă alergam dintr-o parte în alta să mă frec de aer. Asta era, să mă frec și să mă scarpine aerul. E, poftim. Cu lumina aprinsă. Parcă am văzut aerul. Bă, ce bine a jucat-o. Mă mai opream prin mijlocul camerei și mai eram să mă mai... Woodstock 67, serios, eram... Îmi venea foarte tare să mă scarp și știam că nu e ok să te scarpin ca să nu-ți lași rană. De aceea mă scărpinam cumva la un centimetru de bubițe, cum sunt câinii aia care se scarpină de aiurea. Nu știu dacă i-ați văzut, dar dau cu laba din spate și au pe față expresia, știi, dau în aer, dar au pe față expresia de Doamne, ce bine să te scarpi, bă, băiatule. Fizicațiune. Am văzut un fizic. Așa și eu mă scărpinam pe, la un centimetru de bubițe, mă gândeam că gestul contează. Și am fost forțat să dorm pe spate, ceea ce pentru mine asta nu este o poziție de somn. Cine doarme pe spate? Da, pornești pe spate. Dar după aia, în timpul nopții, ajungi într-o poziție de somn. Trebuie să ai picioarele în unghi de 90 de grade, mâna pe sub cragi, ai o mână întinsă pe sub pernă. Trebuie să stai cu fața schimonosită de pană când te trezești cineva. Asta-i, cine doarme pe spate? Dubioși oamenii care dorm pe spate. Gândește-te că ai avea pe cineva cu care dormi să fie așa și noapte bună și să culci și mai, hei, bună dimineață, du-te! Serios, tu nu te-ai mișcat, nu te-ai foit, tu nu ți-a bătut inima. Asta e poziție de grijă. Să stai pe spate îmi pare poziție de grijă. Asta este. Când stai și zici, mamă, ce ne-am luat cățelul, mâine trebuie să plătim întreținerea. Aș divorța un pic, am rată la bancă. Am un sfat. Dacă aveți prieteni sau ceva rude care dorm pe spate, luați un țăruș și străpungeți-le inima, că ea nu sunt oameni, sunt vampiri. Vă suc de sânge și nu numai. Serios. Vreau să distrug mitul ăla când te duci la înmormântări și bă, e câte o babă acolo care se uită la defunct și ce vreau, uite-l, parcă doarme. Cine doarme așa? Cine doarme pe spate? În primul rând, cine doarme în costum? În primul rând, cine doarme în costum și în pantofi? Serios, de unde-ți vine chestia asta? Uite-l, parcă are poziția de n-a plătit întreținere. Așa este. Nu are poziție de somn. Vrei să pui mortul în coșiug? Să da. Zici, uite-l, parcă doarme. Pune-l pe burtă cu o mână ieșită din coșiug, cu picior sprijinit pe margine, fața schimonosită pe perna aia, cu gura deschisă, o zăbală pe pernuța aia, ochii întredeschiși. Da, așa parcă doarme. Pune-l cu perna aia într-un colț de coșiug, așa între picioare, cu mâinile sub cap. Uite așa, așa parcă doarme. Ești extraordinar. Hai să aplaude cine a experimentat partea plăcută a alarmei de dimineață. Partea ok. Da, 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 asta e glumă. Dar știți la care mă refer? La partea în care alarma sună pentru celălalt din pat. E senzația aia plăcută. Și hai să creăm un cadru așa să fie perfect. E 6 dimineața, e iarnă. Sunt minus 12 grade afară, real feel minus 46. Soarele nu vrea să răsar, că e prea frig. El stă după blocul și nu ies, e frig. Și în cadrul ăsta începe să sune într-un apartament o alarmă. Și te trezești și ce a fost asta? Și în momentul ăla conștientizezi că nu e pentru tine alarma. E pentru celălalt. Bă, și așa o căldură ce te învăluie. Pe dedesubt și zici, a, eu nu trebuie să mă trezesc? Eu nu mă duc la muncă acum? Eu pot să mai dorm, ba mai mult decât atât, am tot patul la dispoziție. Ioi!
Bă, e o forță și o bucurie. Ai mai mult entuziasm să te duci la muncă decât pentru ăla care sună alarma. Iar pentru celălalt este condamnare la moarte. Când se aude sau dang, 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 când visești, te rog, nu mă lua, Doamne, acum, mai lasă-mă un pic să dorm. Și trebuie să te trezești cu degetul mare, te duci spre butonul de snuz și vrei să mai lași 10 minute de somn acolo să te învăluie și să aude de spate. Scoală, lepră! La muncă, ia uite, să ne mai deranjezi odată. Că da, le-am trăit pe amândouă. Am trăit și partea bună și partea nasoală a alarmei de dimineață. A trebuit să mă trezesc eu singur în casă și să nu deranjez pe nimeni că dormeau. Și să mă duc la muncă pentru ei. Și să am grijă să nu-i trezesc. Și totul să fie pe silențios, totul este ușor, am deschis sertarul să nu scârție, să iau hăinuțele și să... Dacă ar fi după nevastă, ar trebui să mă spăl în fața blocului, așa e, ca să nu fac niciun scop. Să mă îmbrac pe scara blocului, să mă iau un lighean, să mă spăl pe dinți, că orice zgomot. Dar vrei să trezești toată casa? Da! Așa aș vrea, să trezesc toată casa. Vreau toată lumea să fie trează. Până ies din casă, după aia vă culcați la loc. Dar dați-mi impresia că vă pasă și vouă că mă duc la muncă. Vreau copiii mei să fie în genunchi. S-a trezit tăicuța, s-a trezit tăicuța. Hai, frățiorule, pune-i ciorăpeii. Să mă simt ca în cenușăreasă sau albă ca zăpada. Că să le văd cu aripioare așa cum vin. Cicirip, cicirip. Și-mi pun șosetele. Mămică, s-a trezit tăicuța, tăicuța s-a trezit. Fă-i o cafea sau trezește-l cum îi place lui dimineața. Băi, mersi frumos.